fost scenarist la filmul pe care urmează să-l vedeți. Dați-mi voie să vă prezint colegii la Monica Bârlăganu, actriță. Domnul Alexandru Ion, actor. Ne face o deosebită plăcere să fim alături de dumneavoastră în seara asta. Cumva mesajul nostru ar fi, dacă vă place, cât de cât, fiți vocali în privința asta. Spuneți oamenilor că v-a plăcut. Altă șansă n-avem, noi nu luăm bani de la stat, adică avem nevoie de impresiile dumneavoastră. Și dacă nu vă place, numele regizorului este Bogdan Teodor Olteanu. Vă rog să îi scrieți, așteaptă feedback-ul dumneavoastră cu drag. Dacă aveți ceva de adăugat, coleg? Ce am eu de adăugat e că cred că e foarte sănătos să mergeți la filme românești și mă bucur că ați luat decizia să veniți în seara asta să vedeți Taximetriști. Și îmi place să cred că o să plecați de la filmul ăsta nu doar cu râsetele pe care sunt destul de sigur că o să vi le provoace, ci și cu ceva mai mult de atât. O să vă doriți să mergeți la și mai multe filme românești pe măsură ce o să apară. Să știți că acum 10 zile eram și eu fix în locul vostru. Am văzut filmul pentru prima dată la premieră. Băieții care au tras pe înainte. Și vreau să vă spun că dacă n-aș fi jucat în el și aș fi fost doar un simplu spectator, cu siguranță m-aș mai fi cumpărat un bilet și aș mai fi luat vreo 2-3 prieteni cu mine. Așa, o să-l văd oricum de vreo 2-3 ori, numai că gratis. Asta e. Dacă vă place, spuneți mai departe și aduceți-vă și prietenii la film. Vă mulțumim mult de tot că sunteți aici și așteptăm impresiile noastre, voastre, scrieți-ne pe Instagram, pe Facebook. Suntem găsiți peste tot. Lor. Da. Seară bună! Vizionare plăcută!